Primăria Băicului a demarat un proiect care vizează realizarea unui parc în oraș. Valoarea investiției se ridică la peste 11,3 milioane de lei. Eu cred că Băicul avea nevoie de o astfel de zonă, pentru că suntem un oraș mare, suntem un oraș întins, cu mulți locuitori și, din păcate, lipsesc în totalitate zonele de agrement. De aceea, de anul trecut, din luna noiembrie, am înaintat o scrisoare de intenție către cei de la ADR Sud Muntenia. Finanțarea a fost semnată în data de 23 august, iar acum autoritățile se pot apuca de treabă. Suma este una foarte mare pentru noi. Ne bucurăm că am reușit ca într-un scurt timp să pornim la drum cu un astfel de proiect. Este un proiect mare, un proiect care va cuprinde piste de biciclete, zone de agrement, grădină de vară, o zonă unde iubitorii de câini să-și plimbe animăluțele, avem un muzeu al petrolului, un ceas, deci avem o zonă pe care mulți din vecinătatea noastră o va invidia. Proiectul trebuie realizat până în luna mai anului 2020.